suficient cât să predice Evanghelia, să întărească pe frați, să îi îmbărbăteze, pentru ca mai apoi să se lase el, Apostolul Pavel, purtat de Duhul Sfânt, aidoma lui Samson, acolo unde voia Duhul. Sigur că ne amintim de spusele lui Pavel atunci când cerea ajutor și sprijin bisericilor, fraților de credință, rugați-vă, zicea el, și pentru mine, ca să mi se deschidă o ușă de cuvânt, să pot vesti Evanghelia lui Iisus Hristos, așa cum se cuvine. Și în pasajul acesta, observăm că Dumnezeu a ascultat ruga multora și a dat din nou oportunitatea aceasta lui Pavel să vestească ceea ce trebuia vestit, o evanghelie curată, o evanghelie plină de har și adevăr, care conținea putere mântuitoare, slăvit să fie numele Domnului. Troa este termenul grecesc care substituia ceea ce cercetătorii istorici au definit ca fiind Troia, cetatea străveche cunoscută de către unii dintre noi, nu numai din scrierile biblice, ci și din poemele epice homerice. Vă amintiți de Iliada, vă amintiți de Odiseea, vă amintiți de cetatea puternică a regelui Priam, o cetate care după un război îndelungat, un război purtat cu cei din arhipelagul grecesc Aheii, pentru onoare pierdută, pentru frumusețe pierdută, pierdută de unii, câștigată de alții. Și aici mă refer, potrivit poemului din Iliada, poemului homeric, mă refer la frumoasa Elena. Nu-ți trebuie motiv prea mare sau motive prea multe ca să declanșezi un rău, un război, ca să distrugi într-un mod colateral destine, să schimbi cursul unei istorii sau să o ștergi cu buretele pe cea care a fost o istorie înfloritoare. Cercetătorii istorici vin și spun că cetatea aceea străveche, Troia, a fost reconstruită mereu, a căzut mereu, a fost distrusă mereu, din nou reclădită, și îi dau o cifră, propun o cifră oarecare, cifra 7, ci că de 7 ori a fost reconstruită. Însă pe noi ne interesează aspectul spiritual acum și aici, nu cel istoric. Cetatea aceasta, localizată astăzi undeva în Anatolia, Turcia de astăzi, în partea de nord-vest a acestei țări, undeva cu ieșire la Marea Egee, cetatea aceasta a avut nevoie și ea de Iisus Hristos. Troa a avut nevoie de Evanghelie, ca și toate celelalte cetăți, ca și întreaga omenire de alminteri. Cu toții avem nevoie de acest numitor comun mântuitor, Hristos Domnul. Și spunea Apostolul Pavel,
Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, și Pavel definește această Evanghelie în Romani 1 cu 16 ca fiind puterea lui Dumnezeu de mântuire a celui care crede, a iudeului, dar iată și a grecului, a tuturor neamurilor, a tuturor oamenilor. Evanghelia aceasta te repune în drept înaintea lui Dumnezeu, pentru că ea aduce eliberare, slobozenie, ea aduce iertare. Evanghelia aceasta te face să te îndrăgostești de Dumnezeu, de starea Lui de neprihănire, să iubești planul Lui, să iubești slava Lui, să dorești să fii în prezența Celui care te-a creat, pentru că El prin poruncă, Dumnezeu a zis și ceea ce a zis a luat ființă, însă pentru om într-un mod aparte, într-un mod special, într-un mod cu totul special, Domnul s-a plecat. În dinamica Lui a acționat într-un mod gingaș, punând pasiune în mâinile Lui, cu care ne-a plămădit din lutul acestui pământ. Din gura Lui a suflat suflare de viață și astfel noi am devenit suflete vii, am devenit ceea ce suntem, am devenit ceea ce spun atât de frumos cercetătorii Sfintelor Scripturi, coroana creațiunii lui Dumnezeu. Și pentru toate acestea spunem, mulțumim frumos, Doamne Dumnezeul nostru. Ajuns la Troa pentru Evanghelie, noi credem că Pavel a vestit Evanghelia pentru că i s-a deschis acolo o ușă în Domnul. Observăm prezența fraților în versetul 13. Observăm într-un mod indirect comuniunea cu ei, pentru că nu poți să ajungi la cineva și să-i spui la revedere, ci îi spui bine te-am găsit și îți expui motivul prezenței tale. Și nu ne îndoim că Apostolul Pavel, în scurta vizită de la Troa, a avut o comuniune binecuvântată cu frații, chiar dacă a fost o comuniune mai scurtă, și-au împărtășit adevărurile lui Hristos, s-au bucurat în Duhul lui Dumnezeu că ei împreună și deopotrivă cu alții se regăsesc în economia planului de mântuire a lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Însă ce se întâmplă? Spune Sfânta Scriptură că în pofida acestei oportunități, în puternicire de la Duhul Sfânt, cale liberă, să ajungă în Troa și a și ajuns în Troa. A înțeles Pavel din partea lui Dumnezeu că i s-a dat libertate deplină, i s-a deschis o ușă în Domnul să stea la dispoziția acelei comunități. Au făcut-o într-o măsură mai mare sau mai mică, pentru că ce nu poate să facă Duhul lui Dumnezeu? Ne uimește cum concentrează Duhul lui Dumnezeu o lucrare de o dimensiune măriață într-un timp relativ, într-un timp scurt. Și nu mă îndoiesc și mă repet, au avut parte de bucurii nespuse, că acolo unde este Duhul e prezent Dumnezeu. Există o libertate a sufletului și o bucurie nemăsurată în termeni pământești,
ea este doar cântărită de către Dumnezeu, lăudat să-i fie numele Său. Și în pofida acestei libertăți, o comunitate plină de dragoste, o evanghelie vestită, o ușă în Domnul deschisă pentru a sta la dispoziția acelei comunități și a lui Dumnezeu, știți ce spune Pavel și ne uimește? Cu toate acestea, în pofida acestor lucruri, n-am avut liniște în Duhul meu. A avut el un motiv. Pentru noi mai puțin important, dar pentru el extrem de important, pentru că este scris, Pavel cu mâna lui a scris și a transmis în epistole, dragostea lui ne adună, dragostea lui ne leagă, sudează într-un mod empatic caractere. Asta face Dumnezeu. Asta face dragostea lui Dumnezeu, ne adună, ne leagă, ne sudează, ne alipește unul de altul. Ne învață să trăim în părtășie, în comuniune. Și cel ce până ieri nu ne era frate, într-o zi ca astăzi, pentru că el a primit mântuirea, să-i putem spune cu toată dragostea frate sau soră, și să ne bucurăm de El, așa după cum se bucură însuși Iisus Hristos care L-a iertat și L-a mântuit, așa după cum se bucură însuși Iisus Hristos care M-a iertat și pe mine și M-a mântuit și pe mine și pe noi toți, slăviți să fie numele Domnului. Motivul, dar fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit, un colaborator mai tânăr decât Pavel, un ucenic de al lui Pavel, spune mărturisind această neliniște, acesta este motivul pentru care mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat în Macedonia. Mai surprindem un moment, într-o călătorie misionară anterioară regăsită în Fapte 16, când Pavel ajunge în această zonă, Misia, în Troa, și vroiau să intre să vestească Evanghelia, dar spune Sfânta Scriptură că în acea noapte Pavel a avut o vedenie, a avut o descoperire, o revelație, un om din Macedonia l-a chemat pe Pavel și a zis, vino în Macedonia, treci la noi și ajută-ne. Ceea ce s-a și întâmplat, colaboratorii lui Pavel n-au înțeles, nici Pavel n-a înțeles atunci de ce, dar s-au lăsat călăuziți de Duhul Sfânt și s-au dus în Macedonia și atunci au înțeles că Dumnezeu a avut un plan măreț, a mântuit mult norod acolo și Dumnezeu a lucrat cu mare putere. Au înțeles ce a însemnat acea vedenie. Prin rodnicia ulterioară a Evangheliei. Acum au ajuns din nou în Troa. Au rămas puțin în Troa. Au slujit lui Dumnezeu și comunității în Troa. Dar de data aceasta, fără vreo constrângere din exterior, fără intervenția lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, în pofida faptului că am avut tot concursul sau ajutorul divin, eu n-am fost în apele mele. Din punct de vedere spiritual, n-am avut liniște în Duhul meu, pentru că nu l-am găsit acolo pe fratele meu Tit. De aceea
Mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat unde? Din nou! Din nou în Macedonia! Cum haideți să zăbovim puțin, nu prea mult? În fața acestui aspect, a neliniștii din Duhul tău, a neliniștii din Duhul lui Pavel, oare nu ți s-a întâmplat niciodată să ai un sprijin din partea unei comunități, o invitație, să faci o lucrare spirituală, administrativă, să simți că ai largul concurs al lui Dumnezeu potrivit Evangheliei și iată că eu, zicea Iisus, sunt cu voi în toate zilele până la sfârșit, până la capăt. Și totuși tu să te frământi, să ai o neliniște, pe undeva chiar să te învinovățești, dacă nu mă duc, când am acest sprijin, oare nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dar dacă mă duc, nu mă regăsesc în acea lucrare. Cam așa ceva s-a întâmplat și cu Apostolul Pavel. Și vreau să vă spun că Dumnezeu onorează și subliniați în mintea și inima dumneavoastră, onorează Dumnezeu starea și sentimentul pe care îl avem la nivel de Duh. De ce? Pentru că inima reprezintă Duhul nostru. Când vorbim de inimă, de cele mai multe ori ne referim și scriitorii biblici se referă la Duhul omului, locul unde își are prezența Dumnezeu, locul în care ne întâlnim noi cu Dumnezeu, în Duhul nostru se realizează închinarea înaintea lui Dumnezeu. Vă amintiți Ioan 4, 23, respectiv 24, că adevărata închinare se face în Duh și în adevăr, adică în lăuntrul tău, în inima ta, în ființa ta lăuntrică. În Romani, capitolul 1, versetul 19, spune atât de frumos Apostolul Pavel despre faptul că Dumnezeu se descoperă în noi înșine, în tot ceea ce trebuie să cunoaștem despre El. Așadar, nu ne putem nimeni dezvinovăți. În 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 2, respectiv 14, observăm că Duhul nostru se roagă prin Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu în Duhul nostru se manifestă așa cum găsește El cu cale. În Roman, capitolul 8, cu versetul 16, atât de frumos Pavel oglindește adevărul acesta despre importanța Duhului nostru și asocierea Duhului nostru alături de Duhul lui Dumnezeu în această lucrare divină. Însuși Duhul lui Dumnezeu, spune Pavel, mărturisește împreună cu Duhul nostru. Observăm dar relaționarea aceasta. Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii a lui Dumnezeu. Și Pavel în Duhul lui nu a avut liniște, pentru că a avut o legătură specială cu un ucenic de-a lui, mai tânăr, dar a văzut în el perspectivă, a văzut în el dăruire. Când l-a privit Pavel pe Tit, și-a adus întotdeauna aminte de începutul lucrării lui, de râvna pe care a avut-o și Pavel, și n-a putut să nu investească Pavel în astfel de oameni valoroși, n-a putut să îi treacă cu vederea, ci i-a prețuit așa după cum
le-a dat valoare însuși Dumnezeu. Și spunea Pavel, n-am avut liniște în duhul meu. S-a supărat Domnul pentru starea aceasta a lui? A venit și a făcut lucrarea? Poate ca și în Tesalonică, ar fi vrut și Pavel, dacă era Tit acolo, să stea mai multă vreme, poate luni, ani, doi ani. Ar fi vrut să rămână mult mai mult, dar de data aceasta și-a concentrat lucrarea, o lucrare maestoasă, într-un timp mai scurt, mai relativ, pentru că inima lui i s-a zbătut, i-a tresărit. N-a avut liniște în duhul lui, pentru că nu era Tit acolo împreună cu el, acolo în Troa, în mijlocul comunității de acolo. Dacă ți se întâmplă și ție așa, sau ți s-a întâmplat și ai avut neliniști, vreau să spun, sigur, păstrându-ți intențiile și manifestarea în graficul, în voia lui Dumnezeu, potrivit Scripturii, este ceva, și vreau să fiu înțeles, ceva cum a fost declarat de omul lui Dumnezeu Avram când i-a spus lui Lot, țara este înaintea ta. Noi suntem frați, noi nu ne certăm. Asta o fac robii noștri, au făcut-o și din pricina aceasta au trebuit să se despartă, dar noi suntem frați, noi nu ne certăm. Cu toate că din punct de vedere familiar, Lot era nepotul lui Avram, însă îl ridică la statutul acesta atât de intim. Noi suntem frați, noi nu ne certăm. Iată, țara este înaintea ta, Lot mult mai tânăr ca și Avram. Și Lot, în înțelepciunea lui, îl lasă să aleagă. Iată, țara este înaintea ta, alege. Dacă tu te vei duce la dreapta, eu mă voi duce la stânga. Dacă tu te vei duce în stânga, mă voi duce la dreapta. Adică, voi lua ceea ce a rămas. De ce? Că știu că Dumnezeu este cu mine, când Dumnezeu este cu noi și te manifesti în graficul acesta a Sfintelor Scripturi, tu nu vei greși. Și spune în ideea aceasta a frământării sufletești, a frământării inimii tale, a frământării inimii lui Pavel, zice Ioan, pentru că și el, și nu mă îndoiesc, că și ceilalți apostoli, dar și Ioan a fost frământat. De aceea a fost parcă nevoit să scrie bisericii în întâia epistolă și în orice vă osândește sau vă frământă inima voastră, să nu uitați că Dumnezeu este mai mare ca inima voastră. Lăudați să fie numele Domnului! Și Dumnezeu onorează un duh care vrea să se regăsească în largul lui, în ceea ce privește slujba încredințată. De ce spun lucrul acesta? Avem două aspecte din Sfânta Scriptură, e vorba de raportarea aceasta ierarhică, slujitor, biserică, dar pe ansamblu, noi nu trebuie să uităm că tuturor ni s-a încredințat Evanghelia, tuturor ni s-a încredințat o slujire, un talent. Și în fapt ne raportăm unii la alții potrivit voii lui Dumnezeu. Și zice apostolul Pavel evreilor în capitolul 13 cu versetul 17, sigur, vorbește despre mai mari, ascultați mai mari voștri, ideea este în acel verset, ca ei să nu facă lucrare lui Dumnezeu de silă, ci de bunăvoie. Să nu facă această lucrare de silă, ci de bunăvoie,
calminteri, vouă, nouă tuturor, nu ne-ar fi de niciun folos să predice cineva fără tragere de inimă, să cânte cineva fără dorință, ci pentru că a fost doar numit, să rostească o rugăciune că trebuie rostită, dar nu mai dozează credința acolo. Iată dar, Pavel, el care a spus despre mine, cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu, așa a spus tot corintenilor, cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu și l-a avut și l-avem și Biserica lui Dumnezeu are Duhul lui Dumnezeu. El vine și ne vorbește într-un mod gingaș, da, lucrarea potrivit Sfintelor Scripturi este mare și întinsă. Noi suntem puțini, suntem risipiți și totuși lucrarea aceasta atât de importantă trebuie să o faci de bunăvoie, nu de silă. Trebuie să o faci cu pace și liniște în duhul tău, cu multă pasiune, cu multă dragoste. De aceea Dumnezeu onorează sentimentul tău regăsit în duhul tău, în inima ta, slăvit să fie numele Domnului. Apoi Apostolul Petru în 1 Petru, în 1 Epistolă, capitolul 5 cu versetul 2, vine și ne spune despre relaționarea aceasta dintre noi, turma lui Iisus Hristos și liderii noștri, extrapolăm împreună, ne raportăm la Hristos, liderul suprem, păstorul cel mare și la lucrarea lui încredințată. Iată ce zice el, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Adică când vorbim de lepădare, vorbim de renunțare a tot ceea ce ar putea să fie un obstacol în lucrarea aceasta. Și Apostolul Pavel, în neliniștea lui, dacă ar fi mai rămas în Troa, ar fi fost împiedicat să facă lucrarea, poate în apogeul ei, sau în timpul pe care în prealabil și l-ar fi propus să rămână. Dar lipsa lui Tit era un motiv însemnat pentru Pavel și nu vrea să facă lucrarea aceasta cumva cu silă, cumva cu un greumânt sufletesc. Aș vrea să înțelegem, dar, că Dumnezeu este deschis, ne trimite și pe noi ai domnul apostolilor în lucrare, are așteptări mari Dumnezeu de la fiecare în parte, Dumnezeu te însoțește cu înțelepciunea Lui, cu Duhul Sfânt, te unge cu putere, însă în același timp, Dumnezeu îți dă libertatea aceasta de a te regăsi în Duhul tău, de a regăsi lucrarea Lui în Duhul tău și de a o înfăptui cu pace și cu multă bucurie. Și vreau să închei cu ceea ce spune Apostolul Pavel Colosenilor, capitolul 3 cu versetul 23. Și orice faceți, cu fapta sau prin cuvânt, să faceți din toată inima ca pentru Domnul și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.